Sunt mulți oameni care mă întreabă, Sami, cum pot să am o viață de rugăciune mai eficientă? Cred că cea mai potrivită persoană care poate să răspundă la această întrebare este Domnul Iisus. El și-a învățat ucenicii să se roage în felul acesta. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. El i-a învățat în Matei capitolul 6 5 principii extraordinare ale rugăciunii. Apoi în Matei capitolul 7 i-a învățat cum să se roage cu stăruință. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi. Apoi în Luca 18, el i-a învățat cum să stăruiască în rugăciune. Iar în Ioan capitolul 17, el i-a învățat cum să se roage pentru unitate și pentru gloria Tatălui. Și în felul acesta, Domnul Iisus și-a învățat ucenicii tot ceea ce trebuiau să știe despre rugăciune. Dar Domnul Iisus Hristos i-a învățat și cum să se roage eficient și le-a dat o pildă în care erau prezentați doi oameni, un om religios și un om păcătos. Iar în această pildă le-a explicat că omul păcătos a știut cum să se roage pentru că s-a bătut în piept și și-a spus, Doamne, ai milă de mine păcătosul, în timp ce omul religios a spus, Doamne, te laud pentru că eu nu sunt ca păcătosul acesta. Vedeți cât de diferită a fost atitudinea fariseului? Vă aduceți aminte când v-am spus că rugăciunea este comuniunea a două inimi și că Dumnezeu se uită la inimile noastre? El este mai interesat de atitudinea inimilor noastre, iar o atitudine smerită este de mare preț înaintea sa. Omul păcătos s-a smerit și a văzut că Dumnezeu este totul în toți și că El este sfânt și atotputernic, iar el, păcătosul, nu este decât un om de nimic. Iar Dumnezeu a găsit cu cale să-i răspundă la rugăciune. În schimb, celui care a început să se laude înaintea lui Dumnezeu cu neprihănirea sa, Dumnezeu nu i-a răspuns. Așadar, rugăciunea eficientă izvorăște dintr-o inimă smerită. Dar acum poate spui, Semi, dar cum poți să ai o inimă smerită? Trebuie să-L vezi pe Dumnezeu așa cum este El. Când înțelegi cine este Dumnezeu, atunci realizezi cât de mic ești în ochii Săi și te smerești înaintea Sa. Și știi unde duce atitudinea aceasta? Atunci când te smerești, El te va înălța, El te va ridica, va fi cu tine mereu și îți va arăta lucruri pe care nu le-ai mai văzut niciodată. Deci rugăciunea eficientă și puternică izvorăște dintr-o inimă smerită. Dumnezeu caută o inimă smerită. Așa că te rog, smerește-te sub mâna tare a lui Dumnezeu și spune, Doamne, am nevoie de Tine. Asta înseamnă cu adevărat rugăciunea, să-i spui pur și simplu, Doamne, am nevoie de Tine, fără Tine nu pot să fac nimic. Aceasta este adevărata sursă a unei rugăciuni eficiente, o inimă smerită.